Superliga vă este oferită de Superbet. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit pe Arena Nicolae Dobrin din Pitești. Ne pregătim pentru primul meci al acestei zile, din etapa 23-a. Nicolae Dică, un antrenor căruia îi merge bine, un tehnician care a revigorat trupa din Mioveni. Tider, minutul 55, Botoșaniul s-a început perfect cu victoria 1-0, repurtat în fața Universității Craiova. A început această partidă. Balon pe spațiul porții, intervenție senzațională pe care o are Cătălin Straton. Gabriel Mutombo debutau etapa precedentă pentru FNU. Fost la Angers, la Bastia. Acțiune periculoasă, Botoșanul poate face diferența, intervenție bună. Traiectoria acelui balon. CS Mioveni reușește să se descurce din ce în ce mai bine. Prima mare ocazie de gol și pentru FC Argeș. În 11 meciuri jucate pe teren propriu, FC Argeș a câștigat de 4 ori. Aici francezul Cyril Zabu pentru Mihai Roman. Balon blocat, o minge însă pentru această centrare și este gol. Minutul 43, reușește Sebastian Mailat. Prima reușită în această după-amiază. Mailat, omul care oprea toate punctele în acest 2023 în meciul din etapa precedentă la Botoșani, recidivează cu ghilimelele de rigoare și iată o aduce pe FC Botoșani în avantaj și pe Arena Nicolae Dobrin. FC Argeș, FC Botoșani, 0-1, greșeală mare, greșeală în lanț, revedem în defensiva pregătită de Croituru. Mailat are spațiu acolo de manevră, cu ceva șansă apare această centrare semnată de Îmbocă, pasă decisivă a fundașului lateral al Botoșaniului. O minge căreia Îmbocă imprimă oaspeților. Andrei Dragu execută această lovitură liberă. Acțiune periculoasă, Mailat din nou la finalizare, este blocat în bază, care poate aduce lovitura de la 11. Dar aceste prime meciuri din 2023, baza de-abia acum va lua decizia finală și probabil că Iulian Dima va acorda penaltiul, într-adevăr, trupei antrenată de Flaviu Stoican. În această partidă, minutul 43, este 2-0, gol marcat din penalti, execuție perfectă, execuție la care Miclea nu ghicește colțul, iar în acest minut 55, FC Botoșani are un avantaj liniștitor la prima vedere de 2 goluri. Dubla lui Sebastian Mailat face diferența. O fază la care a intervenit sistemul VAR, o fază, iată, care a pornit de la această lovitură liberă executată de Andrei Dragu, intervenția imprudentă a lui Paul Garita, al cărui braț era într-o poziție firească, însă balonul îl lovește în mână pe acei care sunt la jumătatea terenului în exprimare. Secu Camara îl ajută Sebastian Mailat, ocazie bună! Însă Mailat lovește cu rist exteriorul piciorului drept și îndepărtează acel balon de spațiul porții apărată de George Micle. Revedem cât de bine apare din linia a doua Sebastian Mailat. Atenție, bună șansă, pleacă pe plonjon Eduard Pap, același Bertrand, dar nu trimite pe spațiul porții. Garitan nu mai apucă să execute, să șuteze, doar a preluat acest balon, n-a venit. Superliga vă este oferită de Superbet.